447 de oameni, printre care și copii, au murit, iar 1790 au fost grav răniți într-un accident de circulație, potrivit unei statistici prezentate de Inspectoratul General al Poliției Române. Bilanțul tragediilor este realizat pentru perioada anului trecut pe șoselele din țara noastră, însă specialiștii spun că fenomenul îngrijorător atinge cote alarmante și în 2017. Primele 4 luni ale anului au fost marcate de cel puțin 16 accidente foarte grave, date cu 16 persoane decedate și peste 60 de răniți. Una dintre principalele cauze o reprezintă viteza neregulamentară, fie neadaptată la condițiile de carosabil, fie ca urmare a unui act de teribilism. În plus, un alt fenomen extrem de periculos este conturat de către reprezentanții firmelor de asigurări, care spun că după 6 luni de la plafonarea tarifelor RCA, numărul de accidente rutiere grave din România este în continuare în creștere. Siguranța rutieră este la același nivel scăzut, iar România este în continuare în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de persoane decedate în accidente rutiere. Pornind de la statisticile oficiale, una dintre soluții identificate de industria de asigurări pentru stabilizarea pieței RCA este adoptarea măsurilor care să conducă la creșterea siguranței rutiere în România. Cu toate acestea, prevederile Ordonanței de Urgență 54 din 2016 privind asigurarea RCA nu încurajează comportamentul responsabil în trafic al șoferilor, deoarece schimbarea sistemului bonus-malus a făcut ca diferența dintre prețul poliței RCA pentru un client cu o conduită bună și unul cu daune strict din aplicarea sistemului bonus-malus să nu fie mai mare de 15%, explică într-un comunicat de presă cei de la Uniunea Asiguratorilor. Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea mai mare frecvență medie a daunei este înregistrată la nivelul camioanelor deținute de persoane juridice. Unul din 6 camioane produce în fiecare an un accident. În plus, încălcările prevederilor legale de către unele companii de transport din România conduc constant la tragedii atât pe șoselele din țară, cât și din afara granițelor, de la nerespectarea timpilor de odihnă la viteza excesivă sau nerespectarea termenelor de realizare a inspecțiilor tehnice periodice. Practicile de acest fel aduc prejudicii majore întregii societăți, punând în pericol viețile propriilor șoferi și ale celorlalți participanți la trafic. În săptămâna 8-14 mai 2017 se va desfășura Săptămâna Mondială a Siguranței Rutiere, care este dedicată combaterii excesului de viteză și măsurilor ce se pot lua pentru a controla acest fenomen și a diminua consecințele grave ale acestuia.